doamna Cuza, ea ne îndeamnă să ne ajutăm. Ce are pe ne este călăuza, de aceea strălucirea i-o păstrăm. În toate ne unește omenia, credința că putem mai mult. Ce are pe ne e gospodăria, la care toți visăm de mult. În toate ne unește omenia, credința că putem mai mult. Ce are pe ne e gospodăria, la care toți visăm. Ne înfrățim în piața primăriei și un suflu unii zboară în etern. E ceas aniversar la primărie, e ziua mare astăzi la palat. Mulțea, mulțea de-a pururea să fie, mulțea, 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 mulțea. Va, respiri din an în an, tot mai contemplat.
Bună dimineața și bine ați venit! Am acordat 7 minute, n-am vrut să merg pe sfertul academic. Știți că sfertul academic înseamnă să vii cu sfert de oră mai devreme. La noi în România s-a încetățunit să vii cu un sfert de oră mai târziu. Având în vedere că eu sunt un om corect, un om punctual, declar deschis lucrările adunării generale. Programul adunării o să aibă două părți. Primirea delegaților, deja efectuată, alegerea comisiilor adunării generale anuale în vederea unei bune desfășurări a lucrărilor și intonarea imnului de stat. Deci rog pe domnul Chelaru, din partea Consiliului Director, să dea citire rezultatelor Comisiei Permanente de Supraveghere și Coordonare a Activității Adunării Generale. Bună dimineața! Onorată asistență, stimați
invitați, dragi delegați, stimate doamne, stimați domni, voi da citire comisiilor în sensul și în scopul bunei desfășurări activității noastre de astăzi. Consiliul Director, prin hotărârea numărul 1 din 25 ianuarie 2024, cu respectarea prevederilor articolului 12, 13 și 14 din Statutul Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarului Ioana Cuza Bârlad, coroborat cu articolul 24 din Ordonanța Guvernului numărul 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, a convocat adunarea generală ordinară pentru astăzi, 16 martie 2024, ora 10. Dumneavoastră, în calitate de membri delegați, ați fost convocați în perioada 12 februarie-8 martie 2024 și în conformitate cu prevederile articolului 3 din hotărârea numărul 1 din 2024 a Consiliului Director, fiecărui delegat i-au fost înmânate materialele necesare pentru desfășurarea adunării în conformitate cu prevederile articolului 12 alineat 4 din Statutul Asociației. Cu ocazia înmânării materialelor, precum și în urma discuțiilor individuale purtate de fiecare membru delegat cu membrii Comisiei de Permanență, aprobată de adunarea generală ordinară din 12 februarie 2022, ați convenit ca adunarea generală de astăzi să aibă următoarele organisme. Secretariatul, Comisia de numărare a voturilor, Comisia de redactare a procesului verbal de ședință, Comisia de verificare și validare a legalității adunării, Prezidiul adunării generale ordinare. Vă rog să supunem la vot dacă sunteți de acord cu organismele propuse. Abțineri împotrivă, în unanimitate, vă rog să rețineți că au fost aprobate organismele enunțate. S-a convenit totodată ca fiecare organism, cu excepția prezidiului, să aibă în componență câte 3 membri delegați și câte un secretar din rândul salariaților asociației, iar prezidiul să aibă în componență 7 membri delegați și un secretar salariat, iar președintele adunării generale ordinare și al prezidiului să fie președintele asociației, care este și președintele Consiliului Director. Vă rog să supunem la vot această propunere. Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Cu unanimitate de voturi s-a votat această propunere. Delegații convocați au propus și componența organismului adunării după cum urmează. Secretariatul adunării generale. Domnul Aiorițoaie Vironel, președinte. Domnul Ghesău Neculae, membru. Domnul Panica Constantin, membru. Doamna Munteanu Felicia, secretar. Vă rog să votăm componența acestei comisii. Abținere împotrivă, mulțumesc. În unanimitate s-a votat Secretariatul Adunării Generale. Comisia de redactare a procesului verbal. Doamna Atanase Veruța, președinte. Doamna Burghelea Lucica, membru. Doamna Budescu Maria, membru. Doamna Răpan Adriana, secretar. Vă rog să supunem votul lui dumneavoastră. În unanimitate s-a votat, mulțumesc. Comisia de numărare a voturilor. Doamna Sibirescu Tincusa, președinte. Doamna Munteanu Lucia, membru. Doamna Teletine Caterina, membru. Domnul Croitor Aristotel Corneliu, secretar, vă rog să votăm Comisia de numărare a voturilor. Împotriva, abțineri, mulțumesc. În unanimitate s-a votat Comisia de numărare a voturilor. Comisia de verificare și validare a legalității adunării generale. Chelaru Vasile, președinte. Popovici Ionel, membru. Domnul Florea Ioan, membru. Doamna Burghelea Mihaela, secretar. Vă rog să votăm comisia. Abținere împotrivă, mulțumesc. În unanimitate s-a votat președintele adunării generale, domnul președinte Nicolae Mihai. Vă rog să votăm pe domnul președinte ca președinte al adunării generale. Mulțumesc. Abținere împotrivă, mulțumesc. În unanimitate s-a votat președintele. Prezint în continuare prezidiul adunării generale.
domnul Mihai Nicolae, președinte, domnul Ursul Lucian, membru, domnul Rotaru Nicolae, membru, domnul Gâlea Constantin, membru, domnul Grapă Sava, sucursala Tudova, membru, domnul Silia Dumitru, sucursala Popeni, membru, domnul Surcanu Nicu, sucursala Iana Hălărești, Pogana, membru, doamna Claudia Comănescu, secretar. Vă rog să votăm prezidiul. Abțineri, împotrivă, mulțumesc. În unanimitate a fost votat prezidiul. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să propun ca din prezidiu, în calitate de invitați, să facă parte și următoarele persoane. Deși nu a ajuns, sperăm și-l așteptăm, propun să facă parte domnul primar al municipiului Bârlad, domnul avocat Dumitru Boroș, domnul Boiană Petrică, președinte al CRP Fălticeni, doamna Popa Catinca, președinta Uniunii Pensionarilor Bârlad și părintele protopop Andrei Mereuță, ca a patra persoană dintre invitați. Dacă sunteți de acord, vă rog să vă exprimați votul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Domnule, să mă scuzați că s-o leacă și răgușită, e ceva o angoasă amestecată cu nesomn, neodihnit și așa mai departe. Vreau să aduc la cunoștința delegaților adunării generale că în conformitate cu prevederile articolului 23, 25 și 26 din contractul colectiv de muncă, coroborat cu articolul 60 din regulamentul intern, angajatorul are obligația de a informa salariații cu privire la activitatea economică, financiară și contabilă și în aceste condiții propun adunării generale ca și personalul angajat să participe la această adunare unde dumneavoastră ați luat deja cunoștință de raportele Consiliului Director, inclusiv de activitatea desfășurată în anul 2023. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Mulțumesc! Rog cei nominalizați la prezidiu să ia loc. Vă rog să luați loc. Eu deja știu prezența. Am fost informat de comisia permanentă, deci am fost și eu la fața locului. Deci toți delegații în număr de 56 sunt prezenți și avem și 3 sau 4 care lipsesc motivat, dar o să-i dau cuvântul domnului Chelaru imediat. De asemenea, avem 41 de invitați și salariații, cred că le știți numărul. Dacă nu le știți, vă spun eu, 52. Domnul Chelaru, aveți cuvântul în calitate de președinte al Comisiei de Validare. Voi da citire proiectului de hotărâre numărul 1 din 16 martie 2024. Adunarea generală ordinară anuală, constituită în baza articolului 11 litera A și articolul 12.1.2 litera A, B, C și D, din statutul asociației raportat la articolul 21 din ordonanța Guvernului 26-2000, privind casele de ajutor reciproc a pensionarilor, care au participat un număr de 56 membri delegați, fiind lipsă următorii delegați: Dobrin Ioan, Râncu Liviu Adrian, Țâncoviș Dumitru, aceștia se află sub tratament medical. De asemenea, Țâșcovsche Margareta lipsește motivat datorită faptului că a intervenit decesul soțului. Domnul Roșca Valentin, Mihailă Ionel și Munteanu Dumitru, aceștia lipsesc datorită faptului că, din nefericire, nu se mai află printre noi. Primii doi au decedat în anul 2023, iar ultimul membru a decedat acum câteva zile, pe 13 martie 2024.
Chiar în aceste condiții constatăm că adunarea este legal constituită și propun continuarea activităților. Mulțumesc! Prezidiul fiind format, comisiile fiind formate, considerăm că am îndeplinit aspectele procedurale și de formă și de procedură, așa că să procedăm așa la desfășurarea propriu-zisă a lucrărilor. O să rog pe doamna profesoară Mihaela Oprea să înceapă lucrarea adunării cu intonarea imnului de stat al României, după care se va intona și imnul casei. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum dușmani și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că na noastre piepturi păstrăm cu falun nume triumfător în lupte, un Traian, un nume de Traian. Începe să renască.
să luați loc. Așa urmează transmiterea mesajelor adunării de către Federația Națională Omenia a caselor de ajutor reciproc. După aia urmează mesajul Episcopiei Huștilor și Protopopiatului Bârlad. După aceea urmează mesajul Primăriei și Consiliul Local Municipal, îl așteptăm pe domnul primar și cine vrea să mai prezinte mesaje. Vă rog pe domnul Chelaru să dea citire mesajul Federației Naționale Omenia, domnul George Căpădărău, președintele Asociației Federației, nu a putut fi prezent astăzi la această adunare. Mesajul domnului economist George Căpădărău, președintele Federației Naționale Omenia, a CRP-ului în România, cu prilejul adunării generale a membrilor Asociației CRP Elena Cuza Bârlad. Domnule președinte Nicolae Mihai, stimați membri ai Consiliului Director și reprezentanți ai Asociației CRP Elena Cuza Bârlad, doamnelor și domnilor invitați. Deși mă aflu la sute de kilometri departare de Bârladul natal și de dumneavoastră, concetadinii mei, cu sufletul și întreaga mea simțire, vă sunt alături în aceste momente deosebite din viața Asociației CRP Elena Cuza Bârlad și a comunității locale. Am, mumiciu dacă vreți, subiectivă, pentru că mă trag din rândurile dumneavoastră, o afinitate deosebită față de organizația dumneavoastră, în care familia mea a găsit o mare familie. Această afinitate este bazată mai ales pe criterii obiective, iar realizările, performanțele și contribuția pe care le-ați adus și sporit în dezvoltarea fenomenului CRP sau mărturie. Am admirat întotdeauna faptul că sunteți un exemplu de bune practici, de colucrare și colaborare cu alte asociații de profil, cărora le-ați împărtășit în experiența acumulată de-a lungul anilor. Activitățile strict dedicate serviciilor financiare de întrajutorare a membrilor dumneavoastră le vin în completare celor sociale, culturale, de care trebuie să fiți mândri. Eu, personal, sunt mândru că mă trag dintr-o regiune care și-a extins posibilitățile de afirmare și promovare la nivel național, pentru că, da, reprezentanții un nucleu de energii pozitive, de cultură, pentru seniori și comunitate. Ne-au despărțit uneori chestiuni mărunte, dar ne-au readus repede împreună mari obiective și direcții comune destinate persoanelor de vârsta a treia. Grija față de seniori și problemele cu care aceștia se confruntă, dar și alte probleme sociale, au reprezentat și reprezintă numitorul comun al CRP-urilor care sunt afiliate Federației Naționale Omenia, cea mai puternică organizație a pensionarilor din România. Dragi delegați, invitați, colaboratori, voluntari și simpatizanți, bine ne-am regăsit în anul 2024. Cu speranță, încredere și forțe proaspete pentru noile provocări care ne așteaptă la nivel de federație și la nivel de societate în general. Criza sociopolitică, dar și economică din anul precedent, tinde să se acutizeze pe fondul unor chestiuni tălăgănate și nefinalizate la timpul potrivit. Conflictul din Ucraina, de la granița României, majorarea prețului la utilități și la bunurile de la consum, mocnitele revolte ale furnizorilor de servicii și ale întreprinzătorilor, criza din Orientul Mijlociu, toate acestea nu fac decât să sporească îngrijorarea și neîncrederea populației într-un viitor și un trai decent. Noi, Federația Națională Omenia a CRP-ului din România, suntem parte a acestei societăți. Deci, suntem implicați direct, pentru că nu ne este indiferent soarta sutelor de mii de seniori care depind de noi. De aceea, anul 2024 trebuie să fie un an al unității caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor membre ale federației noastre. Mai precis, un an al inovației și al fuziunilor asociațiilor CRP-uri.
Noile cerințe în materie de legislație, tehnologie, vor face ca asociații CRP-uri mici să nu mai poată face față cerințelor, punându-se astfel problema supraviețuirii și continuității lor. În acest sens, un exemplu de bune practici pentru salvarea acestora este fuziunea prin absorpție de către CRP-urile mai mari din județ sau zonele limitrofe. Cred că aceasta este cea mai bună soluție pentru viitor și pentru asigurarea continuității organizațiilor noastre, care, parcă acum mai mult ca niciodată, sunt indispensabile pentru persoane de vârstă a treia, atât pentru suportul financiar rambursabil pe care îl oferim, cât și prin serviciile sociomedicale și culturale pe care casele de ajutor reciproc ale pensionarilor le-au dezvoltat de-a lungul anilor și pe care încearcă acum să le mențină operative. Anii de pandemie au lăsat urme adânci în comportamentul, reacția și subconștientul oamenilor, încât temerea pentru siguranța zilei de mâine este perfect justificată. Trebuie să le câștigăm încrederea oamenilor, pentru că ajutându-i pe ei, ne ajutăm pe noi să ducem mai departe acest fenomen și această instituție, până la urmă profund umanitară, cum este organizația de tip CRP. Să fim așadar optimiști și încrezători în forțele noastre proprii, deschiși la inovații tehnologice, pentru că ele nu vor face decât să ne îmbunătățească activitatea și performanța. În societatea noastră modernă, unde primează doar instinctul de supraviețuire, discriminarea legată de vârstă a căpătat proporții alarmante. Bătrânețea nu mai este respectată, liniștită și fără griji. Nu mai reprezintă un privilegiu să fii vârstnic, ci o mare fatalitate. Problemele cu care se confruntă persoanele în vârstă, în special în ceea ce privește riscul sărăciei și excluziunii sociale, sunt tratate de cele mai multe ori superficial, la nivel de teorie, cu îngăduință din 4 în 4 ani, când sunt alegeri și li se adaugă 102 de lei la pensie, în compensație cu prețurile la bunuri și utilități care s-au dublat sau triplat. Dacă noi, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, am dispărea, ar dispărea și speranța că se mai poate face ceva, că mai există cineva care să se gândească și la vârsta a treia. În acest sens, Federația Națională România rămâne un promotor al drepturilor vârstnicilor. Am fost și vom rămâne, prin activitatea și dedicarea organizațiilor membre, un exemplu de îmbătrânire activă, un model de bune practici recunoscute la nivel internațional. În timp, în ceea ce ne privește, ca organizații ale vârstnicilor, problemele s-au acuzizat. Iar anul 2024, ca să nu-i spun greu, este unul complicat. Trebuie să ne adaptăm, așa cum am arătat, tuturor noutăților legislative și tehnologice, pentru că altfel nu vom supraviețui. De aceea, am și propus ca anul 2024 să fie anul unității, al fuziunii unor CRP-uri mai mari cu altele mai mici. Fără noi, CRP-urile mari, ele, cele mici, riscă să dispară și odată cu ele și speranța mirilor de vârstnici într-o viață mai bună, mai decentă, mai firească în aceste vremuri agitate. Să nu lăsăm totuși să se întâmple așa ceva. Vă felicit și vă mulțumesc și pentru ceea ce ați făcut în anii anteriori, pentru comunitatea locală, dar și cea vasluiană, atunci când, prin acțiune dumneavoastră, ați repus județul la loc de cinste pe harta României și Europei, apărându-vă mediul în care locuiți și dreptul la o viață demnă pentru urmași. În încheiere, de asemenea, dragi prieteni seniori, vă felicit și vă mulțumesc în numele Comitetului Director al Federației Naționale România, a Caselor de Ajutor Reciproc, ale Pensionarilor din România, pentru tot ceea ce faceți în interesul persoanelor de vârstă a treia. Pentru șansa pe care o oferiți să trăiască și să îmbătrânească demn și frumos. Vă urez mult succes în cadrul lucrărilor adunării generale de astăzi,
precum și multe realizări în activitatea dumneavoastră viitoare în cadrul asociației CRPR Năcuza Bârlad, rezultate pozitive pentru seniori și întreaga comunitate bârlădeană. Să ne revedem sănătoși, cu bucurie și pace. Și nu uitați, prin noi omenia există. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu că m-ați ascultat. Mulțumim, domnule Chelaru. Am să dau cuvântul domnului președinte al asociației din Fălticeni, domnul Poian Petrică, președintele acestei asociații. Bună ziua! Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Petru Poiană, sunt președintele asociației CARP Fălticeni. Doamnelor și domnilor delegați, invitați, angajați, vreau să, în primul rând, să mulțumesc domnului președinte Mihai, comitetului director, pentru invitația la adunarea dumneavoastră. Și cât despre asociația pe care o conduc, are un număr de puțin peste 26.000 de membri în Fălticeni și 30 de comitete rurale. Din partea lor vă transmit multă sănătate, fericire și putere de muncă pentru întrajutorarea celor vârstnici. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Poiană, și aș ruga membrii delegați ca discuțiile să le poartă după concluzie și mulțumiri. Dau cuvântul părintului protopop Andrei Mereuță. Domnilor invitați, domnilor delegați, domnule președinte, am crezut că scăp fără să spun ceva. Mă bucur că sunt și că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Totodată, așa cum a specificat domnul președinte, trebuie să transmitem și mulțumirile le aflăm pe urmă sau le transmitem pe urmă. Doresc să transmit, în primul rând, din partea preasfințitului părintele nostru Ignatie, episcopul Hușilor, toată binecuvântarea sa, dorile de bine, sănătate neîmpunținată, precum și prețuirea preasfinției sale pentru tot ce faceți dumneavoastră, adică pentru aproapele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate să vă dăruiască, spor și ajutor întru toate. Vă mulțumesc, părinte protopop. Dau cuvântul doamnei Popa Catinca, președinta Uniunii Pensionarilor din Bârlad. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua, domnul președinte. Bun venit. Sunt onorată și mulțumesc cu această ocazie conducerii CRPR Bârlad și în special domnului președinte magistrat Nicolae Mihai că am fost invitată să particip la adunarea generală. Între CRPR Bârlad și Asociația Pensionarilor există o fructuoasă colaborare având posibilitatea de a realiza întâlniri cu pensionarii pentru socializare, petrecerea timpului liber și pentru a deveni mai informați, mai cunoscători, mai bogați sufletește. Se poate spune despre conducerea CRP că depune mult suflet în tot ceea ce face, venind în ajutorul tuturor pensionarilor în diverse probleme de ordin personal prin împrumuturi financiare ce sunt susținute de instituția în sine și în special datorită domnului președinte, ca
care are multă credință interioară și încearcă să o dăruiască celor în nevoi. Fiind devotat acestei instituții, este o persoană ușor abordabilă, se dăruiește cu toată ființa sa în funcția pe care o deține, bucurându-se de un mare prestigiu în cadrul instituției. Conducerea ce are pe și aduce contribuția cu mult dinamism prin activitățile pe care le desfășoară, reușind să se înscrie ca una din cele mai mari organizații de pensionari, atât la nivel local cât și la nivel național. Această instituție, pe lângă scopul principal de sprijinire materială a membrilor săi, a devenit și un centru de cultură prin activitățile pe care le desfășoară, cu diferite ocazii. Organizează zeci de manifestări culturale, constând în simpozioane, conferințe, lansări de carte, mese rotunde pe teme științifice, literare, istorice, spectacole prilejuite cu diferite ocazii, aniversări, manifestări, în care s-au cultivat și popularizat inclusiv folclorul local și chiar internațional. Este de apreciat faptul de apariția revistei Viața Noastră, revista în care sunt marcate evenimentele deosebite organizate în paginile sale, făcându-se referire la calitatea revistei, fiind mai bogat în conținut, abordând teme diverse, cultură, artă, istoria neamului, protejarea mediului, sănătate și educație. Mă bucur pentru buna colaborare cu această instituție, în urma căreia am avut foarte multe lucruri de învățat de la oameni care dăruiesc multă căldură sufletească. Felicit pe această cale pe domnul președinte magistrat Nicolae Mihai și întreg colectivul de conducere prin modul în care am făptuit crearea cât mai multor oportunități pentru membrii săi și urez cu această ocazie mult succes în activitate și realizarea tuturor proiectelor de viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președintă. În numele primarilor prezenți astăzi la această adunare, dau cuvântul domnului doctor Ioan Dorobanțu. Primarul Comunei Bogdănești. Stimați invitați, domnule președinte, preacucernici părinți, m-a luat pe neașteptate, dar probabil pe acest lucru s-a bazat și domnul președinte. Ce aș putea să vă spun nou, pentru că întotdeauna când am astfel de ocazii, încerc să nu vă plictisesc și totodată cu aceasta mi-am făcut introducerea, pentru că l-am cunoscut pe Florin Piersic și încerc să nu dați cu în mine cu prăjituri sau cu fursecuri. Iertați-mă și să spun totuși ceva concret. Domnule președinte, este o onoare extraordinară și știți, în virtutea anilor din care ne cunoaștem, că mă bucur pentru că ne-ați invitat, mă bucur ce faceți pentru acești oameni în fiecare localitate unde aveți unde aveți filialele. A vă lăuda nu prea îmi este în caracter, pentru că o spun faptele dumneavoastră și totuși, gândindu-mă undeva așa, dacă am ocazia să mă exprim, rog pe cei cu dăruire și cu talent în pix și în stilou dumnealor, cineva, să scrie o carte, pentru că s-au mai scris despre unitatea pe care o păstoriți, dar despre dumneavoastră mai puțin. Deci invit pe cei cu talent să scrie o carte despre dumneavoastră, că o meritați. Vă mulțumesc din suflet, în acest fel mi-am expus gândurile față de domnia voastră, față de colaboratorii dumneavoastră și sunt atât de bucuros că este părintele protopop de față și fostul părinte protopop pe care îl iubim din suflet și actualul și vă iubesc pe toți cei care sunteți la mese și domnul manager care de spitalului care este de la noi din comună și echipa minunată de constructori care au renovat și fostii polițiști pe care
iubim, cam rar spune cineva lucrul ăsta, domnul Popovici. Vă mulțumesc din suflet, stimați invitați. Vă mulțumesc, stimată doamnă, ce să vă spun, succes adunării generale. M-ați onorat pentru că am avut posibilitatea să mă adresez domniilor voastre. Succes! Vă mulțumesc, domnule doctor. Din partea Consiliului Județean Vaslui, vă lua cuvântul doamna Roxana Ferraru Miron. Onorate prezidiu, stimați delegați, dragi invitați, permiteți-mi să vă salut și să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat-o astăzi. Nu știu dacă îmi doresc să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră ca membru, ca reprezentant al Consiliului Județean. Îmi place să cred că vorbesc în calitate de prieten, de colaborator al CRP Bârlad și mai exact al revistei Viața Noastră. Dacă acea colaborare instituțională care a pus bazele prieteniei noastre s-a încheiat, mă bucur să văd că această colaborare prietenească a rămas pe piedestal și să sperăm că în continuare această colaborare, această prietenie mă va ajuta să fiu alături de dumneavoastră atât la adunările generale cât și la toate proiectele semnate CRP Bârlad. Nu pot decât să-i mulțumesc domnului președinte, să mulțumesc membrilor comitetului director, pentru că de fiecare dată se gândesc la mine ca la un prieten, ca la un colaborator. Îmi doresc să putem în continuare să scoatem cât mai multe numere ale revistei Viața Noastră și, bineînțeles, nu pot decât să vă doresc dumneavoastră, tuturor membrilor delegați, tuturor invitaților, tuturor angajaților, cât mai multă energie, cât mai mult entuziasm și forță creatoare pentru a derula în continuare cât mai multe proiecte încununate de succes. Pentru că domnul primar Dumitru Boroș nu a putut fi astăzi alături de noi din motive realmente obiective, vă transmit mesajul domniei sale, chiar dacă nu este astăzi aici prezent, este cu sufletul alături de dumneavoastră și întotdeauna cu sprijinul pe care îl poate oferi inițiativelor domnului președinte Mihai și, bineînțeles, comitetului director. Noi vă mulțumim, vă dorim o primăvară minunată, cu mult soare atât în natură cât și în sufletele dumneavoastră. Dragi delegați, să trecem la ordinea de zi. Mulțumim tuturor celor care ne-au trimis mesaje și să procedem la analiza activității. Să supun atenție dumneavoastră următoarea ordine de zi. Prezentarea raportului Consiliului Director de subsemnatul și consilier Sibirescu Tincuța. Prezentarea raportului privind execuția bugetară de domnul magistrat pensionar și membru delegat a Ionițoaiei Veronel. Raportul Comisiei de Cenzuri va fi prezentat, în cazul care veți aproba, de președinta Comisiei de Cenzuri, doamna Cocioabă Elena. Strategia de dezvoltare a asociației va fi prezentată de doamna cenzor Iftimie Virginia și consiliera noastră și membru delegat în adunare, doamna Tănase Veruța. Analiza hotărârilor Consiliului Director și a președintelui, precum și a contabilului șef, vor fi analizate în cazul raportului. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi. Vă mulțumesc! După prezentarea materialelor, va urma un relaș, pauză de 30 de minute, în care dumneavoastră, cei doritori, vă veți înscrie la cuvânt la secretariatul adunării. După care vor avea loc ore de cuvânt și supunerea la vot a materialelor prezentate. Și în final, partea cea mai
ușoară, concluzie și mulțumim. Cine este pentru? Da? Vă mulțumesc. Țin în primul rând să vă spun încă o dată un binevenit la adunarea generală anuală a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor în Acuza Bârlad. Suntem încântați să avem prezenți la această adunare toți angajații primarii unde asociația noastră are sucursale, colaboratorii revistei noastre, voluntari și toți colegii reuniți la această adunare. Scopul nostru este de a discuta despre provocările cu care ne confruntăm și ne vom confrunta și de a stabili împreună o oportunitate valoroasă pe care sper că o vom fructifica la maxim. În timpul acestei întâlniri avem șansa să ne cunoaștem mai bine, să ne revizuim performanța din ultimul an și să împărtășim informații despre planurile noastre strategice pentru viitor. Participarea și implicarea dumneavoastră, a tuturor celor prezenți, precum și celor care ne sunt prezenți la această adunare, sunt esențiale la această întâlnire, deoarece lucrăm spre obiectivele noastre comune, acele de a impulsiona excelența în toate aspectele activităților asociației. Pe parcursul acestei întâlniri, vă încurajăm să participați activ, să puneți întrebări, să vă împărtășiți gândurile și ideile pentru a face din aceasta o experiență cât mai productivă și folositoare. Împreună putem stabili noi etape, noi strategii spre a depăși pe cele actuale și viitoare provocări. Dar împreună cu sinceritate, fidelitate, implicare și muncă dedicată, putem duce mai departe fericita moștenire a idealurilor care au stat la temelia viziunii asociației noastre. Datorită dumneavoastră, a dăruirii, a muncii dumneavoastră asiduă, s-a avut o contribuție definitivă la succesul implementării viziunii asociației noastre. Vă mulțumim că faceți parte din această frumoasă și prețioasă călătorie. Vă mulțumim pentru dedicarea și angajamentul dumneavoastră și vă asigurăm că suntem cu adevărat recunoscători să avem alături o echipă atât de talentată și pasională. O să vă redau cifre esențiale din raport. Nu să mă refer la tot raportul, că sunt sigur că dumneavoastră, delegații prezenți la această adunare, timp de o lună de zile, ați avut gazul necesar să studiați cu temenicie și chiar să-l memorați. În anul 2023, asociația noastră, care și-a desfășurat activitatea atât la sediul central, de pe Nicolae Iorga 7A, cât și la cele 28 de sucursale, așa, are un număr de 25.606 membri la 31 decembrie, la sucursale 12.624, iar în municipiul Bârlad, 12.982. Scopul nostru primordial este acela și definit de încercarea noastră de a oferi celor de vârsta a treia un trai decent și o bătrânețe liniștită. În acest sens, în anul 2023, asociația a oferit un număr de 5.900 de membri
ajutoare rambursabile în valoare de 41.294.661 de lei. Bârladu a oferit 18.858 lei la un număr de 2.787 de membri, iar cele două sucursale 22.436 de lei și 436.383 lei la un număr de 3.117 membri. În cazul ajutoarelor nerambursabile, au primit asemenea ajutoare un număr de 12.524 de membri, valoarea totală fiind 1.347.618 lei. Am încercat și am reușit să fim alături de toți membrii noștri prin diferite servicii și facilități pe care dumneavoastră le cunoașteți. Cabinete medicale, atelier de producătorie, cele două magazine produse alimentare și de alimentare, saloane de prizărie, de asemenea prin necontarea unei cote părți din costul biletului de tratament în stațiune balneare, dar mai ales s-a focalizat atenția spre cei în nevoie. De asemenea, s-a avut în vedere acele persoane a căror locuințe au fost incendiate, de asemenea, cei cu boli incurabile și ajutor de deces. Asta este în mare parte. Toate aceste realizări, care au fost de 130% în anul 2023, s-au datorat și vreau să-mi exprim profunda recunoștință salariaților acestei asociații. Ei au jucat un rol deosebit în succesul și misiunea asociației. Vreau să felicit toți salariații CRP-ului, dar în mod deosebit pe cei care au avut rezultate, consider eu, excepționale în anul 2023. Sucursala Totova, salariata Ghețău, Viorica, realizări 433%. Popeni, salariata Chelaru Tița Daniela, 352% realizări. Bogana Siana, salariată Țurcanu Gina, care a avut realizări de 247% la Bogana și 166% la Iana. Iana a fost preluată la jumătatea anului 2023. O să vă spun de ce este vorba mai târziu. Zorleni, Răpan Rodica și Buzamăt Paula, realizări 237%. Bișoara, salariată Bogogina, 179% realizări. Sucursala Ciocan, prin salariatul Budeanu Ionel și voluntar Budeanu Silvia, care au avut realizări de 172%. Băcani, salariata Elie Mihaela, care are un contact cu asociația de salariat de 3 ore. Realizările au fost de 152%. Hălărești, cel mai simpatic salariat care l-avem noi aici, Voidache Marius Cristinel, realizări 140%. Bogdănești, un om devotat asociației,
domnul Giușcă Liviu Nicolae, procent de realizare 131%. Burlad, nu mai e numai să reați la Burlad, că ar trebui să stăm o jumătate de oră. 131%. Voineștu, doamna Dobinteanu, doamna salariată, 126%. Mălușteni, doamna Feliuță Ileana, realizări 120%. Ivești, doamna inginer Popescu Anișoara, devotată și fidelă asociației, procent de realizare 111%. Vetrișoaia, salariată Trofe Mihaela, 110% realizări. Mulgeni, unde avem doi salariați, doamna Grigora Șneti și Nicola Sorin, procent de realizare 101%. Vă rog să îi felicităm și să-i aplaudăm. Propun adunării generale tuturor delegațiilor ca sucursale clasate pe primele trei locuri să li se acorde o plachetă de merit. Și anume, locul 1, Tutova Pogana Popen, locul 2, Zorlen, locul 3, Vișoara, Ciocan și Băcan. Am avut în vedere, cred că v-ați dat seama, cei care au avut realizări de peste 152% până la 433%. Sucursalelor precum și punctului de lucru Bărlad, care au avut realizări între 101-140%, propun să le acordăm medale de merit. Bărlad, Călărești, Bogdănești, Boinești, Malușteni, Ivești, Vetrișoaia și Mulgeni. O să spunem la urma adunării votului. De asemenea, vreau să scot în evidență acelor membri care au contribuit la dezvoltarea imaginii casei noastre de ajutor reciproc prin revista Viața Noastră. Țin să mulțumesc seniorilor Sergei Coloșenco, Alexandrina Pascal, Lucia Munteanu, Livia Andrei, Ecaterina Tărătin, Constantin Chiper, Zânica Tămășanu, Petruș Andrei, Victoria Rudi, Lăcrămioara Iolandina Ivan, Georgică Bădărău, Zenica Rusu, Dorina Stoica, Vasile Celaru, Gabriela Elena Ienițoaie, Eugen Dăș, Dumitru Dima, Nicolae Gețău, Niculina Liliana Arteni, Maximilian Opaeț, Ghiță Cristian, Nero Vasile, Gheorghe Năcescu, Maria Budescu, Mihai Batoc, Bujeniță, Dumitru Dorin Prunariu, Nicolae Rotaru, Vasile Fânaru, Pavelescu Pavel, Dorin Ion, Dumitru Andrei, Nicolae Ursu, Mioara Belicu, George Focos Palade, Vasilace Aneta. Vă rog să-i aplaudăm. Dacă cineva nu și-a auzit numele, vă reamintesc ce am spus. Ținem să mulțumim seniorilor. Da? Celor care au peste 60 de ani. Un rol important
la dezvoltarea spiritului și a imaginii casei l-a avut mass media, Media TV, Vremea Nouă, Informatorul Moldovei, Plus 24, Spinos, Rob, Bărlado Online, Teatrul Victorion Popa, Muzeul Vasile Pârvan, Societatea Culturală Academia Bărlădeană, Filiala Bărlad a Societății de Științe Istorice, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Biblioteca Municipală Stroie Bărlăiescu, Episcopia Hoșilor, Protopopiatul Bărlad, Cercul Militar Bărlad, Liceul Pedagogic Ioan Popescu, Societățile SRL, Royal și Alegria. Vă rog să aplaudați! Vă rog să nu omitem și nu putem să trecem pentru a onora pe cei care au avut contribuții, dar care în prezent nu mai sunt printre noi. Roșca Valentin, Mihaela Ionel și Munteanu Dumitru, din delegația Adunării Generale, primii doi au decedat în anul 2023, iar domnul Munteanu pe data de 13 martie 2024. Aștepta cu nerăbdare să fie prezent la această adunare. Dar cred că va duce mai departe din ceruri și va organiza acolo o adunare generală. Din cadrul Comisiei de Cenzuri, doamna președintă Munteanu Maria și toți colaboratorii sau membrii care, după o viață trăită cu credință, onoare și demnitate, au plecat la cele veșnice. Deci, înstim memoria și suntem recunoscători lui Dumnezeu că am avut alături. Vreau de asemenea, voi fi foarte scurt aici, să vă aduc la cunoștința adunării o problemă stringentă. O problemă stringentă și de actualitate pe care o supun atenție dumneavoastră este aceea a reorganizării caselor de istorice proprii din România în cursul anului 2024 prin absorție sau fuziune. Ați luat la cunoștință de această problemă din mesajul domnului Georgică Bătărău, președintele Federației Naționale România, prezentat de domnul Vasile Chelar. Deci nu are sens să-l mai citesc o dată și să redau conținutul, pentru că de asta v-am rugat să-l urmăriți cu atenție. Dumneavoastră, în cadrul procedurii de vot, urmează să vă pronunțați dacă veți fi de acord ca asociațiile CRP mici și neproductive să fuzioneze sau să fie absorbite de asociația noastră. Punctul meu de vedere este nu. După cum știți, în 2011, unde au fost prezenți peste 355 delegați, printre care și cei prezenți astăzi, la Sălănii Moldova. Dacă vă reamintiți, la acea adunare am supus adunării denunțarea protocoalelor încheiate de asociația noastră cu primăria și Consiliul Local cu privire la obiectivul Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice. Și de asemenea am hotărât ca o comisie să recupereze, să facă toate demersurile, să pună diligență pentru recuperarea cheltuielilor cu care noi am contribuit la investiția respectivă, a dobânzilor, a daunelor pomenatorii. Aici o să dau cuvântul doamnei Siberescu Tincuța, care va prezenta cealaltă parte a raportului. În
În anul 2023, Consiliul Director a pronunțat un număr de 39 de hotărâri, precedintele și contabil și 405 decizii, iar în perioada 1 ianuarie 16 martie 2024 au fost pronunțate 6 hotărâri, iar președintele, într-un interval s-a scurt, deja a dat 101 decizii. Anul trecut a fost un an de glorie pentru președinte, a dat 601 audiențe. Sper că anul ăsta să fiu mai ponderat. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc încă o dată membrilor delegați, primarilor, colaboratorilor Reviste Viața Noastră și a tuturor celor care vor binele casă. Vă adresez cele mai calde și sincere urări pentru implicarea în dezvoltarea economică, financiară, culturală, spirituală și a imaginii asociației în 2023. Adunarea generală sperăm că va fi una folositoare și productivă. Cu Dumnezeu înainte! Permiteți-mi să vă urez și eu bine ați venit la adunarea noastră. Vă spun bună ziua, vă doresc multă sănătate, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor în anul și în anii care vor urma. Acum voi da citire stadiul negocierilor dintre asociația CRE Elena Cuza Bârlat și Consiliul Local pentru recuperarea investiției în construirea centrului rezidențial de asistență și îngrijire a persoanelor vârstnice. La data de 28 august 2003, Consiliul Local Bârlad a emis hotărârea numărul 159 privind realizarea investiției cu destinația Centru Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice pe terenul situat în Bârlad, strada Tinereții numărul 16, proprietatea Asociației Casei de Ajutor Reciproc Pensionar Elena Cuza din Bârlad. S-a însușit protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local Municipal Bârlad, reprezentat de inginer Juverdeanu Ioan, primarul municipiului Bârlad în acea dată, și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, reprezentată de președintele ce era în funcție Gheorghe Tănase. În esență, Consiliul Local Municipal Bârlad a asigurat întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor, a numit Comisia de Evaluare a Ofertelor, încheind totodată contractul pentru executarea lucrărilor cu câștigătorul licitației, avizat de Direcția Generală de Muncă și Solidaritate Socială Vaslui, precum și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. La rândul său, partenerul Casa de Ajutor Reciproc Pensionari, în prezent asociația ce are pensionar Elena Cuza din Bârlad, s-au obligat să pună la dispoziție terenul pentru construcție, teren proprietate personală, în suprafață de 2310,58 metri pătrați, situat în municipiul Bârlad, Tinereții numărul 11, și la terminarea lucrării să preia în folosință gratuită de la Consiliul Local Municipal Bârlad clădirea centrului cu celelalte obligații prevăzute în protocol. La data de 15 octombrie 2004, sub numărul 79, s-a încheiat contractul de execuție de lucrări între Consiliul Local al municipiului Bârlad și SECE Conives SRL, valoarea execuției fiind de 46.805.518.577 lei, durata contractului fiind de 36 de luni de la data semnării acestuia, contract ce a fost semnat la 15.10.2004, precum și prin actul adițional numărul 42 din 5 aprilie 2005, când s-a stipulat în mod expres obligația executantului de a executa și finaliza lucrarea, fără să se modifice prețul pe toată perioada derulării contractului. S-au încheiat 6 acte adiționale, fiind prelungit termenul de finalizare a lucrărilor până la 31 decembrie 2011, totodată modificându-se și o parte din prețuri, cu acordul.
părților contractante. Deși inițial s-a stipulat că prețul stabilit la încheierea contractului nu se va modifica. La data de 27 ianuarie 2005, prin hotărârea numărul 21, Consiliul Local Municipal Bârlad, în temeiul articolului 46, aliniat 1.2.3, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât articolul 1. Se aprobă cofinanțarea obiectivului Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a persoanelor vârstnice din municipiul Bârlad cu suma totală de 29,8 miliarde lei din suma totală de 46,8 miliarde lei. Punctul 2. Cofinanțarea obiectivului menționat la aliniatul 1 se va eșalona astfel. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu suma de 8 miliarde de lei, CR Pensionar Bârlad cu suma de 9 miliarde de lei, Consiliul Local Municipal Bârlad cu suma de 29,8 miliarde de lei, din care pentru anul 2005 suma de 5 miliarde de lei, pentru anul 2006 suma de 10 miliarde de lei și pentru 2007 suma de 14,8 miliarde de lei. În anul 2010, noua conducere a asociației a constatat că primăria și Consiliul Local Bârlad nu au respectat protocoalele încheiate și hotărârea Consiliului Local numărul 21 din 2701-2005. La cofinanțarea lucrărilor, în anul 2010 s-a constatat că Ministerul Muncii a susținut acest proiect și a decontat în perioada 2004-2010 lucrări în valoare de 2.404.339 de lei, inclusiv TVA. Asociația noastră a susținut și decontat în aceeași perioadă 1.610.000 ron, iar Consiliul Local Municipal Bârlad nu alocase nici o sumă de bani. Adunarea generală din anul 2011, unde au fost prezenți 355 de delegați, prin hotărârea numărul 2 din 29 aprilie 2011, a hotărât denunțarea protocoalelor și încetarea cofinanțării la obiectivul Centru Rezidențial de Asistență și Îngrijirea Persoanelor Vârstnice, precum și recuperarea sumelor investite cu dobânzi aferente și plata de daune cominatorii. Adunarea generală din 29 aprilie 2012 a dispus încetarea negocierilor pentru recuperarea sumelor investite, fiind aleasă și o comisie de negocieri. De la acea dată și până în prezent, negocierile au eșuat. După începerea negocierilor, prin adresa numărul 2245 din 0808-2014, urmarea adresei noastre numărul 1260 la General din 7-7-2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ne-a informat că Ministerul nu mai poate contribui la finalizarea lucrărilor la Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Bârlad, deoarece nu mai există temei legale în acest sens. Programul de finanțare derulat, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 118/1999, privind înființarea și utilizarea Fondului Național de Solidaritate, terminându-se la data de 31 decembrie 2013, ca urmare a abrogării ordonanței de urgență a Guvernului numărul 118/1999, și a intrării în vigoare a legii asistenței sociale numărul 292/2011. Prevederile legale în vigoare nu permit acordarea unor noi sume pentru acest obiectiv. La data de 30 martie 2015, prin încheierea de dată certă numărul 2 a biroului individual notarial Biciușcă Mihaela Elena, în urma acordului dintre Consiliul Local Municipal Bârlad și asociația noastră, s-a încheiat actul la protocolul de colaborare numărul 22-23 iulie 2003, părțile actului adițional de comun acord,
au convenit modificarea protocolului numărul 22 din 2003, după cum urmează. Coordonatorul proiectului va continua și finaliza lucrările la obiectiv. Consiliul Local Municipal Bârlad se obligă să finalizeze obiectivul în termen de 18 luni de la primirea finanțării din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. În situația în care, din culpa exclusivă a Consiliului Local Municipal Bârlad, nu a fost respectat termenul de 18 luni, Consiliul Local Municipal Bârlad se obligă să plătească către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere egale cu dobânda legală aferentă sumei de 1.610.292 de lei, ce reprezintă aportul adus de către CAR Bârlad la edificarea obiectivului. În termen de 6 luni de la data încheierii procesului verbal de recepție finală, Consiliul Local Municipal Bârlad se obligă să achite către CAR Bârlad suma de 1.610.292 de lei, precum și suma de 440.680 de lei, ce reprezintă contravaloarea termenului aferent obiectivului în suprafață de 2.717 metri pătrați proprietatea CAR-ului din Bârlad. Consiliul Local Municipal Bârlad se obligă să achite către CAR Bârlad suma totală în 2 rate egale. La încheierea actului adițional, organele politice și administrației de stat locale, Consiliul Local Bârlad, au asigurat conducerea asociației noastre că Ministerul Muncii și Protecției Sociale va finanța obiectivul, fapt ce ne-a determinat să semnăm actul adițional. Precizăm că noi am adus la cunoștință contractul Consiliului Municipal Bârlad la adresa numărul 2245 din 8-8-2014 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale încă din luna august 2014, prin care Ministerul și-a exprimat punctul de vedere cu privire la finanțarea obiectivului, minister care a propus ca primarul și Consiliul Local Bârlad să întreprindă demersurile necesare pentru preluarea investiției de către Consiliul Județean Vaslui. De la data încheierii acestui act adițional, reprezentanții Consiliului Local Bârlad au tratat cu superficialitate acest act adițional. Nu am pus diligențe pentru finalizarea obiectivului. Considerăm că au tergiversat atât negocierile și nu au respectat nici prevederile actului adițional din data de 30 martie 2015. De la data încheierii actului adițional, termenul de 18 luni a expirat. De la data de 30 martie și până la data de 16 martie 2024, data desfășurării adunării generale anuale, perioada este de 8 ani, 11 luni și 14 zile. Având în vedere situația de fapt expusă, propunem ca adunarea generală anuală să împuternicească cabinet avocat Frățiman Carmen Mariana să reprezinte asociația ce are pensionare Elena Cuza din Bârlad în relația cu primăria și Consiliul Local Bârlad în vederea întreprinderii demersurilor legale pentru obligarea Consiliului Local Bârlad din culpa sa exclusivă să plătească suma de 1.610.292 de lei, ce reprezintă aportul adus de către CAR Bârlad la edificarea obiectivului, despăgubiri către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad pentru fiecare zi de întârziere egale cu dobânda legală aferentă sumei de 1.610.292 de lei, precum și suma de 440.680 de lei, ce reprezintă contravaloarea terenului aferent obiectivului, în suprafață de 2.717 metri pătrați, proprietatea CAR-ului Bârlad, cu dobânzi aferente pentru fiecare zi de întârziere. Propunem adunării generale anuale a reprezentanților, membrilor Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza, să împuternicească cabinetul avocat Frățiman
Carmen Mariana pentru a reprezenta asociația în relația Primăria și Consiliul Local Bârlad în vederea recuperării prejudiciului. Prezentul material face parte integrantă din raportul privind activitatea asociației pe anul 2023. Mulțumesc pentru atenție și cum ați spus. Mulțumim, doamne Siberescu. Am văzut că n-ați fost atenționat și chiar am văzut că cei care au participat în Consiliul Local Bârlad la acea vreme. Așa, eu sunt foarte mâclit și indignat că administrația locală a municipiului Bârlad își bate joc de pensionarii municipiului. Vă dați seama atâția bani care au fost dat constructorului, atâția bani care puteam să-i folosim, atâția bani care constituie o pagubă adevărată asociației noastre în aceste vremuri. Primăria și Consiliul Local, indiferent de cine a fost și este la conducere, nu se șește așa să rezolve această situație. Dau dovadă de lăsare, ne amăgesc, chiar ei cred că noi suntem chiar moșnești de 90 de ani și ne dă cu suzeta. Așa și e? Așa. Eu sunt mâhnit pentru că o parte din membrii delegați, din invitați, au fost membri în Consiliul Local un mandat sau două. Nu s-a luat nicio măsură, din potrivă, așa, au mers pe hotărârile partidelor și CRP-ul este păgubit. Nu poți să spui că CRP-ul este vinovat atâta timp cât eu trebuia să contribuie cu 9 milioane și am contribuit cu 16. Nu pot să spui că Ministerul Muncii este vinovat, deși trebuia să contribuie cu 8 milioane, a contribuit cu 24.800.000. Iar primăria, noroc că am venit eu, spui, nu știu ce a făcut domnul Pascanu și cred că a dat ceva bani. Nu se poate. Am fost chemat în două rânduri la primărie să purtăm discuții. Trebuia să fixez o dată în care să mergem cu avocata noastră, doamna Carmen Prățiman, care ne reprezintă în toate litigiile penale, civile, de dreptul muncii și așa mai departe. Nu aș fi ridicat această problemă, dar dumnealor, cred că tot amânând și tergiversând, o să se prescrie. Nu se va prescrie pentru că noi suntem proprietarii pământului, dreptul de proprietate este imprescriptibil, iar clădirea urmează regimul juridic al terenului. De aceea s-a propus ca doamna Frățiman s-a propus să ne reprezinte pentru că știe foarte bine speța și nu mai stăm cu milagă, ci vom merge pe calea justiției. Și le luăm să primărie, să de primărie, vă promit eu. Haideți să vă mai spun ceva, că așa m-a strânit. Deci, nu dau nume de politicieni, că nu e adunarea politicienilor. Sunt chemat să facem un schimb. Să ni se dea centrala unde acum construiește primăria, centrul pentru persoane vârstnice și terenul aferent și dumnealor să rămână proprietarii terenului și cu clădirea. Așa, mi-a făcut de a vorbi cu experți. Am făcut expertiză pe care am făcut-o noi. Am făcut și a doua expertiză. Prima cerută de Constantinescu, Constantin fostul primar, a doua cerută tot de Constantinescu, dar s-a folosit de un profesor de școală bun. Adică nici n-a venit să semneze altul la notar. Vă dați seama, nu? Ce răspunde? S-a asumat fostul primar. Bine, mersi. Mersi, eu mulțumit, îți dai să perfectăm actele. Când se mai perfectăm actele, Consiliul Local nu votează. N-am înțeles de ce.
Și așa s-a tergiversat. Și eu spun că o să cerem dobânzi de peste 100% pe zi întârziere. Pentru că banii ăștia, că dacă erau folosiți ce are pe eu, se rulau, dădeam ajutoare nereamursabile la pensionari și așa mai departe și organizați diferite activități și excursii. Dar banii stau blocați la primărie, clădirea datorită primăriei deja s-a distrus, pentru că primăria nu se asume răspunderea, a lăsat-o să degradeze. A pus o lună, două, niște polițiști locali la vremea aceea și tot se scotea, uite cu ce bani cheltuie ei pe poliția locală să plătească această clădire. Dar poliția locală nu ia orașul? Care e rolul lor? Nu a primării. Primăria trebuie să asume răspunderea și să continue lucrările. Nu se vine mie să spună că Uniunea Europeană nu este de acord cu această clădire, că nu îndeplinește normele UE. Și domnul Draghițu nu ne va da acordul. Dar câte unități din județul Vaslui, din țara asta, nu lucrează fără acord ISU? Vreau să văd și eu. Peste 99%. Iar la Bârlad s-a introdus legalitatea. Vă mulțumesc! Am să rog pe domnul Veronela Inițoaie să dea citire mesajului domnului Dima, mesajul domnului contabil șef Dima Dumitru, care din cauza obiectivei nu a putut fi prezent la această adunare. Noi lucrăm prin telemuncă, știți că dumnealui este în America, la copii și își faceți niște tratamente medicale, au obținut vize de cetățean american și are și drept la toate cele referitoare la sănătate. Mulțumesc! Domnilor, bună ziua, domnilor! Dau citire în continuare mesajului domnului Dima, contabilul șef al asociației. Stimați delegația ai membrilor asociației ce are pe pensionarii Elena Cuza Bârlad, stimați invitați, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor, stimați colegi, este un privilegiu deosebit pentru mine să vă salut prezența și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să vă relatez că am și un regret în această fericită circumstanță, faptul că din motive obiective nu pot fi prezent fizic să vă transmit gândurile și emoțiile mele în această frumoasă zi de martie. Cu prilejul acestui important eveniment, doresc să răspund prezent onoratei adunări generale ce vizează încheierea exercițiului financiar pe anul 2023 și dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi. Anul acesta se împlinesc 126 de ani de viață și activitate a acestei asociații, cu aceeași misiune pentru găsirea și promovarea a noi mijloace de sprijinire și întrajutorare a membrilor casei. Zilnic auzim de schimbări și incertitudini, de nesiguranță și de neliniște. Poate nu obținem ce vrem, când vrem, dar cu un pic de răbdare și perseverență putem obține tot ce avem nevoie. Țin să menționez și să apreciez faptul că asociația CRP Elena Cuza Bârlad a fost, este și va fi pentru toți membrii, colaboratorii și simpatizanții săi un sprijin de nădejde, chiar dacă nimic nu mai este ca înainte, pentru că în ce privește îndeplinirea scopului și obiectivelor propuse, ne bazăm pe cele două principii de bază, respectiv principiul continuării și prudenței. În raportul financiar ce urmează a fi prezentat, am reflectat și cele două valori ale asociației, valoarea muncii și valoarea morală, responsabilitatea, respectul, încrederea, sinceritatea și solidaritatea fiecăruia dintre noi. Ne dorim cu toții ca în lume să fie pace, iar oamenii să trăiască în armonie și comunicare. Dacă vrei să înțelegi un om, nu îi asculta vorbele, privește-i faptele. Spus Albert Einstein la 145 de ani de la nașterea sa, 14 martie 1879. Personal, consider că o faptă bună înseamnă a dărui bucurie.
Mult succes în continuare, spor la lucrările adunării. Asta este mesajul domnului Dima, toate datele privind bilanțul, balanța și ce vreți dumneavoastră, descărcarea gestiunilor găsiți în raport. În continuare voi da cuvântul doamnei președinte Cocea Berina pentru a prezenta raportul Comisiei de Cenzură. Raportul Comisiei de Cenzură din cadrul Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Bârlan din perioada 1-1-2023, 31-12-2023. În conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finanțelor Publice și a Legii Contabilității, colaborate cu articolul 16 din statutul Asociației CRP Elena Cuza Bârlad, Comisia de Cenzură și-a desfășurat activitatea economico-financiară cu privire la constituirea și utilizarea fondurilor, administrarea bunurilor materiale, efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, a datelor din balanța de verificare și bilanțul anual. De asemenea, hotărârile adunării generale și propunerile Consiliului Director. În cursul anului 2023 au fost verificate și aprobate un număr de 5.900 ajutoare rambursabile în valoare de 41.294,60 lei. În urma verificării acestora, greșelile găsite au fost remediate în timpul controlului. S-a verificat plata ajutoarelor de deces în număr de 812 în valoare de 761.191 lei, ajutoare nerambursabile 12.524 în valoare de 1.347.618 lei. Actele privind cota parte tratament în număr de 118 în valoare de 10.652 de lei. La toate acestea s-a urmărit ca sumele cuvenite să fie corect calculate, încadrându-se în grilele stabilite de Consiliul Director și aprobate de președintele Asociației. Zilnic s-a efectuat inventarierea monetarului Casei Centrale și Casei Sucursale, verificând soldurile scriptice și faptice, în paralel cu verificarea documentelor de încasări și plăți, care au stat la baza întocmirii registrului de casă. În cele 248 de dosare verificate, toate plățile cu numerar s-au efectuat în baza referatelor de necesitate, cu viza organelor de conducere, iar încasările conform chitanțelor eliberate. Verificarea actelor de casă a necesitat atenție privind gestionarea valorilor materiale și bănești, în care documentele de plăți cu numerar să fie aprobate și vizate de contabilul șef și președinte, susținute de referate de necesitate. S-au verificat și extrasele de cont cu registrele de casă privind depunerile și ridicările de numerar din bancă și s-a constatat că toate sumele sunt corect operate în documentele caseriei. Bilunar s-au făcut verificări privind monetarul bușeilor de încasări, unde nu s-au găsit diferențe. În anul 2023 au fost verificate un număr de 4.745 de borderouri de încasări, punctându-se cu un număr de 50.192 de chitanțe întocmite de șefii de sucursale din teritoriu. Comisia de Cenzură ține o evidență prin care se urmărește ordinea cronologică a numerelor de chitanțe eliberate membrilor de responsabili de sucursale, evitându-se omiterea unor sume încasate și nedescărcate în borderou. S-au întâlnit cazuri în care nu toți banii din chitanțe au fost descărcați și predați prin borderou, sume mici, cum ar fi contribuții sau cotizații lunare. S-a luat legătura telefonică cu responsabilii
rotându-se în caietul de sarcini și urmărind corectarea greșelilor găsite. În perioada 2023 nu au fost cazuri de încălcare a disciplinei financiare, falsă în acte publice sau însușiri de bani. Trimestrial s-au întocmit dări de seamă privind activitatea Comisiei de Cezuri, care s-au înaintat Consiliului Director. Prin analiza bilanțului pe anul 2023, vă informăm cu privire la situația conturilor de activ și pasiv, după cum urmează. Nu vă mai citesc sumele pe conturi, vă spun doar că total activ e 67.657.789 lei, aceeași sumă și la conturile de pasiv. În urma verificării datelor înscrise în bilanțul contabil, întocmit la data de 31.12.2023, date preluate din balanța de verificare a lunii decembrie 2023, nu s-au constatat diferențe între evidența contabilă sintetică și cea analitică. Veniturile realizate din activitatea asociației pe anul 2023 sunt în sumă de 9.189.240 de lei. Cheltuielile făcute sunt în sumă de 7.087.495 lei. Din diferența acestora rezultă un excedent de 2.093.748 lei. Asociația a virat lunar toate obligațiile către bugetul statului. În final, Comisia de Cenzuri, pe propria răspundere, certifică bilanțul contabil al asociației CRP Elena Cuza Bârlad, privind activitatea încheiată la 31.12.2023 și propune adunării generale să aprobe documentele prezentate privind activitatea economică financiară și descărcarea de gestiune pe anul 2023. Vă mulțumesc! Invita microfon pe doamna Virginia Ifiriu pentru a prezenta proiectul de buget pe anul 2024. Stimați delegați, stimați invitați, onoare prezidiu, doamnelor și domnilor, cu mult respect și drag vă spun bun venit la adunarea generală ordinară a reprezentanților membrilor asociației care pe pensionar, Elena Cuza, astăzi 16 martie 2024. Având în vedere din motive obiective, cum s-a mai spus, lipsa contabilului și stima venitului, am sarcina de a vă prezenta proiectul de buget planificat pe anul 2024. Bugetul se împarte în două indicatoare, indicatorul A și indicatorul B. Indicatorul A se referă la venituri totale, conform articolului 11, legea 540/2002, și articolul și indicatorul B se referă la fonduri totale, conform articolului 12, din legea 540/2002. Veniturile totale realizate în anul 2023 au fost de 17.815.354 lei și planificate în 2024 sunt 12.090.000 lei. Veniturile totale se împart la rândul lor în venituri din activitatea de bază și venituri din activitatea auxiliară. La două categorii de venituri avem subcapitole de denumiri și sume pe care le veți găsi detaliate în proiectul de buget de anul 2024, care sper că l-ați studiat cu multă sătuință. La indicatorul fondurilor tale avem realizat în 2023 15.721.606 lei și planificat în 2024 12.090.000 de lei. Nu credeam că sunt așa multe emoții. Cu această mențiune, că și aceste cifre legate de fonduri totale le veți găsi detaliate în proiectul de buget. Mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare audiție plăcută, o primă dată cu noastră și cu tine și noi. Mulțumim, doamna Iuzeanu Rătine, și rog pe doamna Tănase Căruța
să prezint candidatura asociației în perioada 2004-2009. Strategia și obiectele asociației CRP Pensionar Elena Cuza Bârlat pentru perioada 2024-2029. Număr minim de membri 30.000. Perfecționarea activității de acordare a ajutoarelor rambursabile sub formă de împrumut și a ajutoarelor nerambursabile. Acordarea de ajutoare rambursabile la dobânzi avantajoase, precum și de ajutoare nerambursabile în funcție de disponibilitățile bănești ale asociației. Perfecționarea și adaptarea programului informatic conform noilor cerințe și realizărilor concrete ale asociației. Dezvoltarea relațiilor instituționale cu organismele legislative ale administrației publice centrale și locale pentru promovarea și susținerea proiectelor legislative care fac referire la drepturile membrilor asociației persoane de vârsta a treia. Promovarea imaginii asociației și a diverselor activități organizate prin publicarea pe site-ul asociației și pe rețelele de socializare a materialelor foto și video aferente acestor activități. Dezvoltarea și promovarea imaginii asociației prin editarea revistei Viața Noastră. Procurarea de spații pentru sediile sucursalelor la prețuri rezonabile și avantajoase. Diversificarea de către asociație și sucursalele sale a activităților cultural-recreative de socializare pentru persoanele vârstnice. Încheierea de parteneriate cu școli și grădinițe din municipiul Bârlad în vederea organizării de simpozioane și conferințe. Organizarea nunții de aur la sediu și la sucursale din teritoriu. Organizarea de excursii pentru membrii asociației la tarifele reduse cu 50% din contravaloarea transportului. Obținerea de donații și sponsorizări. Creșterea aportului organizației de femei Carul Mare în activitatea asociației. Încheierea de contracte culturale cu Teatrul Victor Ion Popa, Muzeul Vasile Bârvan, Centrul Mihai Eminescu, Biblioteca Stroie Veluescu. Să mă primim la mătrânație, să o studiați la urmă de emoții care o iau de clasa întâi. Și o animație de la parcă mai de procesați în rădinima. Pauză! Așa? Și cei care vor să ia cuvântul, să meargă la doamna Antoana Diana, a dat acolo un plos, să nu știu mai să ia acolo. Așa? Înscrie pe cuvântul de cafea, apă și... Let's get it out of the room.
Vă mulțumesc! Cu trece la dezbatere, s-au înscris la cuvânt profesor Petruș Andrei, economist Gâlea Constantin, doamna profesoară Alexandrina Pasca, doamna Aneta Vasilache și doamna Lucica Burghiere. 3 minute, mai mult, de fiecare cuvânt, mergeți să atingeți esența. Rog pe domnul profesor Petruș Andrei. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, nu participăm la o adunare ordinară, ci la una exemplară, ca tot ceea ce face domnul președinte magistrat Nicolae Mihai, căruia îi dorim însănătoșire grabnică. Dintr-o regretabilă eroare, în numărul 62 al revistei Viața Noastră, nu a apărut un grupaj de poezii pe care l-am dedicat primăverii și femeii. Grupajul va apărea în numărul următor, cu scuzele de rigoare. Pentru acum, pentru că primăvara văd că încă nu a venit, la locuri mai ninge, dar a început campania electorală. Poezia mea, de acum, vrea să vă descrețească frunțile. Am intitulat-o Ferma animalelor. În sfârșit, pe unde scurte, remarcăm evenimentul, angăriile din curte învestiră parlamentul. Într-atâta gălăgie, cine-și scutură samarul, toată lumea să-l știe? Domnul deputat Măgarul. Ce îndeamnă și avântul, ca înseamnă să se bage, și când îi se dă cuvântul, rage, Doamne, ce mai rage! Doamna Curcă, zăpăcită, este vicepreședinte, dar puțin cam depășită, se încurcă în cuvinte și dă vina pe emoții, care brusc o năpădiră, dar și ea în rând cu hoții, care țarcul prăduiră. Doamna Scroafă, senatoare, și-a împrospătat nutrețul, dar tot ea e cârtitoare, că a rămas prea strâmt cotețul. Nu mai vrea parfum de cloacă, drepturile sunt încărcate, vrea să iasă pe toloacă și să strige libertate. 3 curcani se plimbă alene, iar la gât și-au pus mărgele și mereu se umflă în pene, erijându-se în modele. Domnul Câinei președinte, că e rău de rupe lanțul, dar cu osul dinainte s-a echilibrat bilanțul. Bibilica cea în urlie este doamna secretară și o doare în pălărie, fie iarnă, fie vară. Iar cocoșul, pintenatul, nici un pic nu simte frigul, că a câștigat senatul și acum cântă cucurigul. Boui post cu greutate, responsabil cu aratul, are 4 masterate și acuși ia doctoratul. Doamna vacă este blândă, mai ceva de cum e mielul, slabă și mereu flămândă, că o suge în draci vițelul. Și cu lapte își bea cafeaua, ca bou mare să se facă, așa iese bezadeaua dintr-un bou și dintr-o vacă. Dintre toți numai catârul, opoziția susține, măsa i-a făcut hatârul, că de tațo nu-i convine. Pui și alte orătănii sunt așa de umplutură, prin o gradă fac mătănii, până când ajung friptură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor! În legătură cu apariția de vizita profesorului respectiv, vă promit că 2 zile de vizita s-a dat de face. Cine a greșit, va plăti. Dau cuvântul domnului economist Gâlea Constantin. Bună ziua, sunt președinte la Guvernul Privat și mă frământ de vreo 2-3 zile și să fac beneficiare pe urmă. Și am luat o hotărâre în Consiliul Local al Cooperației pentru binele care l-a făcut domnul președinte și față de mine și față de dumneavoastră. Am să fac o sponsorizare de 50 milioane de 5.000 de lei pe
în podul CRM-ului pentru respectul pe care l-am față de această asociație și față de dumneavoastră. Stimat auditor, aș vrea să-mi exprim bucuria de a participa la un eveniment atât de important al societății noastre, dar și bucuria de a vă întâlni pe dumneavoastră. Și vreau de la început să fiți de acord cu mine la următoarea problemă. Eu sunt un om de cuvânt. Anul trecut, la aceeași adunare, când s-a citit strategia de dezvoltare pe următorii 5 ani, am fost așa de entuziasmată că am uitat câți ani am, nu m-am uitat nici în buletinul din cartea de identitate și am zis, da, zic, prezent la anul, vin din nou. Nu m-am ținut de cuvânt? A venit. Dar să știți că nu sunt singura persoană cu care se mândrește că se ține de cuvânt. Avem o mulțime de seniori respectabili și pe doamna Teretin și pe domnul Ghețău și dea Dumnezeu mulți ani să zică prezent toți printre noi. Suntem mândri, sau trebuie să fim mândri, că suntem membri unui organism puternic ancorat în viața socială. Este vorba de Societatea Elena Cuza, o organizație, după cum știți, apolitică, civică și o mulțime de calități are. Eu cred, după părerea mea, că primează scopul de ocrotire socială. Acesta cred că ar fi trebuit să fie scris cu majuscule, pentru că suntem la o vârstă, majoritatea dintre noi, când valorile sociale parcă s-au răsturnat, când seniorii sunt priviți parcă incomozi pe undeva. Ei bine, în această lume cu piramida valorilor răsturnate, există o oază unde respectul și altruismul sunt la ele acasă. Este Asociația Elena Cuza Brlad. Cu riscul de a mă repeta, eu am să vă mai spun ce am mai spus odată, compar această instituție cu un stup unde fiecare albină lucrătoare își știe rostul ei, bine organizat, dar munca merge bine pentru că există un dirijor, o mână forte, un președinte cu idei, inițiativă și putere de muncă. Cred că toți membrii care suntem înscriși trebuie să mulțumim atât dumnealui cât și întregului colectiv pentru ceea ce ne oferă. Eu cred că trioletul acesta, viața activă, informare și speranță, sunt cele trei elemente care, când sunt servite pensionarului, îi dau putere, încredere, optimism și tot ce înseamnă viață frumoasă. Am fost invitați astăzi și toată lumea a primit acest raport. Îl aveți toți în față. Eu nu sunt nici economist, nici finanțist, ca să prezint starea bugetară, au făcut-o persoanele abilitate, foarte transparent. Noi, dacă ne-am făcut datoria ca niște școlari conștiincioși, ne-am făcut tema și am citit, ne-am informat. Eu aș vrea, din punctul meu de vedere, să vorbesc doar ce ne oferă revista nouă, nu revista, societatea nouă, pensionarilor care face parte din această asociație. V-aș ruga mult să vă uitați dacă aveți în față raportul. Cred că ați mai participat la multe ședințe și informarea au fost câteva fel de hârtie, bătute la mașină, citite, necitite. Ei, vă rog să luați acest document să vă uitați. După părerea mea, este o lecție de patriotism, de istorie, de omenie, de estetică, de tot ce doriți. De ce? În primul rând, aflăm că este anul pastorației, aflăm
de 14 personalități ale Bârladului și din toate domeniile, și estetician, și donator, și prim-ministri, și scriitor, și să știți că nu sunt trecut toți, mai sunt încă mulți. Așa că putem fi mândri că suntem bârladeni și putem fi mândri că societatea noastră promovează aceste valori. Vreau să vă spun, deși timpul cred că nu-mi permite, în Iași există la Institutul Politehnic un amfiteatru care se numește Ștefan Procopiu. Și studenții bârladeni când intrau ziceau, uite bă, ăla-i bârladean de meu. Și eu personal am o colegă care vine de la Mălin Fălticeni și la vorbele de literatură zicea, eu vin din orașul de unde a copilării Nicolae Labiș. Și eu ziceam, și eu de la Victor Ion Popa. Dar era pe vremea când Victor Ion Popa și Blahuță și Ștefan Octavian Iosif și Grigore Alexandrescu își găseau locul în paginile cărților, a manualelor școlare. Astăzi nu-și mai găsesc. Dar bine măcar că anumite materiale, cum ar fi acesta, ne informează. Hai să dăm pagina cât mai repede, că timpul mă presează. Uitați-vă ce frumos începe cu însemnele casei, sigla, drapelul și imnul. Nu începe imediat cu dare de seama atâția bandați, atâția așa. Ne luminează sufletul, cugetul, într-o culoare de primăvară, de albastru azuriu. Sunt niște poezii al lui Lucian Blaga, al lui Nichita Stănescu. Dăm pagina mai departe, eu personal am fost foarte impresionată și felicit că domnul președinte l-a găsit omul dumnealui, nu știu cine a găsit, a făcut această alegere. Este mărțișorul, este ziua femeii, este 1 martie, sunt două poezii extraordinare. Citiți-le, vă rog frumos, este mama lui Paraicena. Cine mai știe din elevii noștri că 31 de ani avea când a murit acest Panait Stanciov, poet din Dobrogea, ce operă bogată, frumoasă, a lăsat. Și mai este și cel pe care îl știe toată lumea, Adrian Păunescu. Domnilor bărbați, nu vă supărați, nu spun eu, spune Păunescu. Îmi dați voie numai asta. Așa e mama și a fost bunica, așa suntem, femei lângă femei, părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce slujesc pe ei. Domnilor bărbați, vă slujim plătiți-ne cu respect și tandețe. Ei, ne-am energizat, dacă dăm paginile mai departe, vedem că începe să ne prezinte anumite date pe care ni le-au spus persoanele care au raportat. Și eu m-am oprit, zic să ne oprim la pagina 17, unde sunt ajutoarele nerambursabile, iar mai departe vorbesc despre investiții, aparatură, mobilier, bibliotecă. Ei, aceste puncte sunt cele care vizează trioletul acela care v-am spus al grijei pentru persoana noastră, pentru sufletul nostru, pentru cultivarea noastră. Dar ultimile informații sunt cele care ne înviorează pe toți, acea strategie pe următorii 5 ani. Adică, poate mai și la anul, dacă nu 5, dar măcar. Să zicem că am ajuns la sfârșit, dar nu. De ce? Paginile ultime sunt, de fapt, chintesența în imagini a muncii dumnealor, truditorilor, noi nu vedem decât rezultatul. Hai să încercăm să privim, nu pe scenă, ci în culise, câtă muncă este pentru a ne pune nouă la dispoziție. Lansări de publicații, ca revista aceasta, Viața Noastră, ce găsim în ea? Cei nostalgici găsesc legende.
istoricii găsesc povestiri inedite, romantici poezii, pentru toți umoristice și tot ce doresc. Eu aș zice că este o revistă care prezintă de toate pentru toți și oferită cu, permit să zic, servicii de 5 stele. Asta ne oferă revista Viața Noastră. Paginile finale zici că s-au sfârșit, ei, nu este chiar așa, pentru că trebuie neapărat să ne uităm la câteva fotografii pentru care cei care au primit revista, eu am primit în Brăila, în Iași, și a spus norocoșilor, l-ați văzut pe Prunaru? Și eu m-am împomnat că ei nu, că am băut și o cafea cu Prunaru sus. Deci, inițiativa domnului președinte, dar nu și printre noi o legendă vie. Noi, pensionarii, mulți care nici nu s-au urcat într-un avion și a venit legenda aia interstelară. După aceea, cărțile lansate, revistele, spectacolele la care participăm sunt extraordinare, sunt infuzia noastră de speranță, de viață, de sănătate. Și vă rog, stimați ascultători, să vă opriți un pic privirea la pagina 37, ce este concluzia muncii societății, adică în stânga sunt partenerii, nume rezonabile, și în dreapta 359.196 de persoane fizice. Și ajungem în final, ultima pagină, la ce s-a spus pe prima, că împreună suntem mai puternici. Și tot respectul meu pentru coperta finală, pagina interioară, dacă aveți, vă rog să vă uitați, cine sunt acolo? Acolo sunt cei cărora ne vedem rezultatul, truditorii, reprezentanții, fiecare cu importanța lui, consiliul director, comisia de cenzuri, funcționari, resurse umane, toți, fiecare a pus o cărămidă la zidul ăsta care s-a înălțat și este atât de puternic. Eu, ca să rămân în limitele standardului meu, am fost profesoară, toată viața am făcut evaluări, dacă ar fi să evaluez munca CRP-ului, eu i-aș lua calificativul foarte bine, iar dumneavoastră, toți cei care s-au străduit și domnul Sorin Bocan, care adună acolo imaginile și sunetul, și domnul profesor Cosmin Mihai, care dimineața e profesor și noaptea buchisăștii toate scrierile noastre și literele redactează ca să apară în frumoasa publicație, tuturor le doresc sănătate, putere de muncă, ca și în viitor să aibă aceleși frumoase rezultate, lor și dumneavoastră sănătate. Mulțumim, doamna profesoară. Mulțumim pentru elogii. Ați văzut care sunt detalii în propriul acestui raport. La o dație aparte, merită Mihai Cosmin Mihai. Da. Doamna Vasăra, ce anume? Despre activitatea ce are eu, nu am să vorbesc, pentru că știe toată lumea și se ocupă și nici de activitățile extra. Îmi pare rău și este de apreciat faptul că este singura instituție care întinde o mână de ajutor celor cu venit în mart, pentru că cu asemenea împrumuturi își rezolvă unele probleme și, din păcate, medicale, împrumuturi foarte mulți oameni. Eu am să vorbesc mai mult despre ceea ce înseamnă CRP-ul pentru mesaj, așa însemnat,
și să apucăle mulțumiri unor oameni care m-au ajutat. Eu am ajuns la CRT într-o perioadă foarte grea pentru mine, probleme personale, eram căzută, dar căzută rău de tot. Și iată că în ce am ajuns acolo și datorită unor oameni inimoși și datorită dobândirii unor cunoștințe de la niște oameni erudiți, intelectuali de clasă, toate acestea m-au ajutat să mă regăsesc, să-mi revin, să revin la normalitate. Mi-am căpătat astfel puterea de muncă pe care o pierdusem, optimismul și chiar dorința de viață. Îmi pare foarte bine că Dumnezeu nu m-a lăsat să cad în capcana depresiei și cea resemnării, pentru că vârsta noastră și sunt persoane pe care le cunosc, sunt chiar și mai tinere, care sunt resemnate și așteaptă, nu știu, am înțeles că așteaptă moartea. Mă întreabă dacă o așteaptă să se ducă la cine așteaptă. Eu nu o aștept. Eu vreau să fiu activă și voi fi activă până nu mai pot să mai mișc pe picioare și în gură să mai dau. Vreau să spun că aici mi-am regăsit liniștea, m-am regăsit pe mine însă și am început să privesc viața cu alți ochi. Viața este frumoasă dacă știi să o trăiești. Viața este și grea, pentru că este o luptă și viața este o scenă pe a cărei este o scenă, iar noi suntem actori și depinde cum știi să joci. Voi mi-aduc aminte de actorul Puiu Călinescu, care se zicea că nu trebuie să lași viața să râdă de tine, ci tu să râzi de viață. Așadar, a fost o luptătoare, o femeie activă, puternică, cu dorință de viață și asta și datorită, cum să spunem, domnului președinte, pentru care m-am cel mai mare respect, pentru că a fost un manager bun și un om care a înțeles și, în primul rând, a fost om. Asta apreciez și admir cel mai mult la dumnealui. Domnule președinte, eu vreau să vă mulțumesc în mod special, pentru că sunteți un om special și ați făcut atâtea pentru oameni și sunt sigură că veți mai face și că nu ne lați uitele cum ne-au dat cei de sus, pentru că noi suntem și o categorie socială marginalizată de unii, din păcate, dumneavoastră nu sunteți acela. Și eu v-am mai spus într-un cadru mai restrâns. Acum vă voi spune într-un cadru mai larg. Nu știu dacă o să mai am atâția ani de trăit încât să vă văd mulțumit pentru ceea ce ați făcut pentru mine însă și pentru toată lumea. Sunteți un om extraordinar, un manager extraordinar, vă admir și vă respect și vă doresc foarte mulți ani de acum încolo și ca președinte, pentru că CRP-ul n-a fost niciodată cum este acum și nici nu va fi fără dumneavoastră. Vă urez tuturor o primăvară frumoasă și la mulți ani, doamnelor, pentru că tocmai a trecut ziua femeii. Vă mulțumesc! Dar țin să reamintesc și să reamintesc la toți că omul singur nu poți duce căruța la vreo sfârșit. Deci trebuie să mulțumim așa cum am zis-o în primul rând personal neangajat. Fără dumneavoastră poți să fii cât de bun în ege. Adică rămân numai ideal, domnul ege. În practică, dacă nu ai colaborator bun, salariați foarte bun, nu putem merge înainte. Dirijorul bun, dacă mai merge. Doamna Bordela Rucica. Vă rog să-mi permiteți să vă spun și eu bună ziua și bun venit la această adunare. Având în vedere că în acest an se împlinesc 50 de ani de când am pășit prima dată pragul acestei asociații, fiind și angajată atunci, nu pot să nu mi-amintesc cum era această asociație atunci și cum este astăzi. Totul s-a schimbat. Cine cunoaște cum a fost atunci, știe să aprecieze mai mult ce este astăzi. Am fost pe diverse valuri, am crescut treaptă cu treaptă. A fost un parcurs frumos și nu este parcursul care să se oprească cu experiența de a face bine membrilor și s-a făcut. În acest moment avem o dezvoltare majoră în fața celorlalte case. Trebuie să spunem
că aici a fost o activitate triumfală, dezvoltarea acestei asociații fiind cunoscută în toată țara. În ultimii ani, această asociație a avut parte de un președinte ferm, cu potențial mare de lucru, un președinte de actualitate din punct de vedere al viziunii de organizare. A promovat multe lucruri, recuperând treptat perioada în care s-au pierdut multe. Prezența sa deosebit de activă i-a adus o înaltă recunoaștere a meritelor și o deosebită apreciere din partea membrilor și celorlalte case. Este un model demn de urmat. Anul 2023 a fost un an cu multe evenimente, cu activitate plină de inițiativă și succes. Felicit toată conducerea acestei asociații pentru aceste realizări și, nu în ultimul rând, personalul angajat care are atâta deschidere pentru ca fiecare membru să fie înțeles. Vă doresc în continuare succes și inspirație în tot ceea ce faceți pentru această casă, pentru membrii ei. Tuturor vă doresc o primăvară frumoasă cu sărbători binecuvântate. Vă mulțumesc și trecem la ultima parte. Vom supune aprobarea adunării generale, dumneavoastră delegaților, materialele pe care au fost prezentate și dezbătute. Supun votului raportul Consiliului Director privind activitatea asociației pe anul 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Cu 56 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, raportul a fost adoptat. Raportul privind execuția bugetară. Cine este pentru? Împotrivă? Deci votul pentru 56, împotrivă 0, 0 abțineri. Bilanțul pe anul 2023 și descărcarea de gestiune. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc, abține nimic. Proiect de buget pe anul 2024. Cine este pentru? Împotrivă? A fost adoptat proiectul de buget pe anul 2024 și din acest moment devine lege pentru asociația noastră. Strategia de dezvoltare pe anul 2024-2029. Cine este pentru? Potrivă? Da? Adoptat? Deciziile președintelui, a contabilului șef și hotărârile și procesele de verbale de ședință ale Consiliului Director. Cine este pentru? Împotrivă? Să abțin cineva, da. Dacă este cineva de acord ca asociația noastră să fuzioneze sau să absorbă CRP-uri mai mici, fără potență financiară, fără putere și cu înglodarea de noi salariați. Dacă sunteți de acord să facem fuziunea sau nu. Deci, dacă ați fost atent la discursul domnului Chelaru, eu am înțeles dorința Bucureștiului. Dar ca să fuzionăm cu Negreștiu, care n-a nicio realizare, cu Hușul, cu Hușul, sau cu nu știu ce, și ca să-i luăm sub tutela, noastră. Noi care din 2010 până acum am respectat noile legi cu privire la implementarea digitalizării, suntem, cred că, cel mai modern CRP-ul din România, care la ora actuală suntem cu un pas înainte față de Uniunea Europeană. Eu nu am nimic împotrivă să nu ajut pe vecini. Dar ei care au stat în stare latentă și n-au făcut nimic și deodată să investiți în noi, știu, vă dați seama.
le urez păr ca să ne ajungă de urmă. Deci se respinge poziunea sau absorția cu 56 de voturi, voturi pentru, voturi 0, abțineri 0. Vă rog să vă pronunțați cu privire la încetarea calității de membru delegat al fostelor membri, Rosca Valentin, Mihailă Ionel și Munteanu Ionel, ca urmare a decesului. Da, deci sunteți de acord ca să scoate din rândul delegaților. Da? N-au nimic, au zumzit. Propunerea pe care am făcut-o în legătură cu acordarea de plachete și medalii de merit celor pe care i-am evidențiat în raportul Consiliului Director, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. 0-0. Rog pe doamna Helciu, împreună cu domnul Chelaru și cu domnul Enițoaie, să vină aici să pregătim plachetele și medaliile. Dacă sunteți de acord cu propunerea noastră pentru recuperarea banilor investiți și nu numai, în construcția obiectivului Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice. Da? Mulțumim! Vă mulțumesc! 56 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. Cine este de acord cu împuternicirea cabinetului individual avocat Frățiman Carmen să reprezinte asociația în litigiu cu primăria și Consiliul Local Bârlad? Vă mulțumim! Doamna avocat, vă urăm succes! Aveți o misiune grea, sunteți între Ciocan și Nicovală, dar vi mai drag ce are pe un. Și acestea fiind zise, adunarea noastră, mai bine zis, dezbaterile a luat sfârșit. Vă rog să premiem pe cei meritoși și după aceea să închidem lucrările. Locul 1, Tutova. Tot locul 1, Popel. Pogana Siena. Doamna Țurcanu, locul întâi. Locul doi, Zorlen. Doamna Răpanu, să ridice placheta. Să o puneți la loc de cinste, să o arătați primăriții din Zorlen. Locul 3. Băcani. Doamna Irina Mihaela. Ciocani, domnul Budeanu și Ioan Zisionel.
tot locul 3, Viișoara, doamna Bogosdina. Bogos. Are o mormântare, parcă, nu? Bine. Da, medalii de merit. Bârladu. Se va amâna la medalia jubilară, domnul director economic, care va pune la medaliile case. La anul sper ca Bârladu să fie primul loc. Mi-ai pus medalia? Mi-ai pus medalia? Pune-ți și medalia, așa. Nu mai faci, nu? Bogdănești! Giușcă Libiu! Și Neculai! Ivești, doamna inginer Popescu, Anișoara. Mălușteni, doamna Feliuță Ileana. Mălușteni, da? Da. Călărești! Am schimbat puțin ordinea alfabetică ca să apară și un bărbat. Serios, uitați-vă la el! Boidachi Cristian Marius. Murgeni, avem de salariați de Europa, doamna Grigora Șneti, să vină să ridice medalia. Medalia. Nicula Sorin și doamna Grigora Șneti. Petrișoaia, parcă doamna e bolnavă, nu? Da, Bugherea Mihaela. Ridicați placheta și o trimiteți la Petrișoaia. Da, dați și lasă Viișoara, da. Lucrările adunării generale au sfârșit. Ultimul act. Voinești. Da, Voinești, da, Dana. Dana Domitianu.
voi nu spune. Să-ți faci poate acum, vezi că nu. Declară închise lucrurile adunării și vom termina cu intonarea imnului casei. Seamă, azi municipiu sigur și curat.
capitala culturală și centru economic cu temei. Istoria este milenară, noi vrednici am pășit mileniu trei. Bârladul meu natal, cândva medieval, respir din an în an, tot mai contemporan. Orașul casa mea, așa te voi păstra, precum neîncetat te-au construit. Egipt și cetățeni, toți sarnici moldoveni, orașul azi e proaspăt și florit. În sărbătorul această măreție, un foc bengal se aprinde către cer. Ne înfrățim în piața primăriei și un suflu